Bună ziua! Bună ziua, stimați cetățeni, dragi reprezentanți ai mass media! Vreau să discutăm astăzi despre o situație fără precedent în sensul ignorării și încălcării crase a reglementărilor ce vizează protejarea patrimoniului național și care, din păcate, sunt în continuare prea multe în țara noastră, în mod special în municipiul Chișinău. Astăzi este vorba de clădirea de pe strada București 62. Vă vom vorbi despre măsurile stricte pe care le întreprindem pentru a exclude pe viitor asemenea derapaje legale și sperăm că ele vor deveni o normă în societatea noastră și mai ales în jurisprudența noastră, de la care așteptăm în continuare decizii în numele legii și în numele poporului Republicii Moldova. Epopeea de pe strada București 62 durează de aproape 20 de ani. Mai exact, de la 1 februarie 2006, când guvernul condus de Vasile Tarlev a transmis cu titlu gratuit edificiul din strada București numărul 62, împreună cu acareturile din curte și terenul aferent, de la balanța Agenției Privatizare de pe lângă Ministerul Economiei și Comerțului, la balanța Ministerului Culturii și Turismului. Scopul, după cum scria și în hotărârea de guvern de atunci, a fost asigurarea protejării patrimoniului național cultural. La adresa dată, existând un monument istoric de importanță națională și anume conacul urban Râșcanu de Rojinski. În iulie 2009, Agenția Proprietății Publice, condusă pe atunci de domnul Igor Grigoriev, a vândut companiei Max Elegant SRL trei construcții situate la această adresă: o clădire administrativă, un garaj și conacul urban Râșcanu de Rojinski. Cumpărătorul, prin contractul de vânzare-cumpărare, s-a angajat să restaureze monumentul în termen de 3 ani, în baza schiței și a documentației de proiect coordonate cu Ministerul Culturii. A mai urmat însă o serie de tranzacții cu aceste clădiri și de fiecare dată noul proprietar se angaja să respecte obligațiunea de a restaura monumentul istoric. Aceeași obligație s-a aflat și în baza certificatului de urbanism și autorizației de construcție emise în 2012 sau 2013 de Primăria Chișinău. Și aici cred că domnul Roman Cojuhariu să vă dea mai multe date juridice la acest subiect. Cu toate acestea, precum bine știți, astăzi, la adresa București 62, nu avem nici urmă de monument istoric. De facto, în loc să restaureze conacul, societățile Universal Proiect SRL și X-Factor Group SRL, apărute între timp și ele în povestea noastră, au demolat acest monument istoric de importanță națională, ridicând în locul lui o construcție nouă, cu suprafață și volumetrie mult mai mare decât cea a monumentului. Societățile vizate au încălcat legislația cu privire la protejarea bunurilor de patrimoniu cultural, care interzice demolarea monumentelor istorice. În consecință, în anul 2022, Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor de pe lângă Ministerul Culturii a depus o sesizare la organele de drept pe faptul demolării monumentului, care a rezultat în pornirea unei cauze penale în baza articolului 199 prim, cod penal. Totodată, Ministerul Culturii, în premieră pentru Republica Moldova, a inițiat procedura de reparare a prejudiciului adus patrimoniului cultural construit în urma demolării monumentului. Vreau să atrag atenția aici, stimați cetățeni, că acest instrument pe care guvernările îl aveau la dispoziție nu a fost aplicat niciodată în istoria Republicii Moldova, chiar dacă a fost aprobată la un moment dat o metodologie de calculare a acestui prejudiciu. Și vreau să menționez faptul că această metodologie este una foarte și foarte, cum să zic, permisivă
în cazul încălcării demolării monumentelor istorice. Ministerul Culturii este în proces de revedere, reformulare a acestei metodologii, dar în cazul de față, astăzi, acest prejudiciu calculat este în baza existentei metodologii, de aceea suma pe care o va pretinde Ministerul Culturii este una foarte și foarte democratică, să zic așa. Mulțumesc! În urma acțiunilor întreprinse de Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, s-a constatat că suma prejudiciului se estimează la 21.360.000 de lei. Astfel, prin ordinul Ministrului Culturii, pe care l-am semnat la data de 21 august 24, numărul ordinului este 274, s-a solicitat societăților Universal Proiect SRL și X Factor Group SRL să plătească în bugetul de stat prejudiciul menționat. Considerăm că soluționarea recuperării prejudiciului în sumă bănească va constitui, pe lângă răspunderea penală, o măsură adecvată pentru sancționarea și descurajarea distrugerii bunurilor de patrimoniu cultural, care să fie un semnal și un precedent și pentru alți agenți economici. Vreau să subliniez, dragi prieteni, că Guvernul, Ministerul Culturii, alte instituții ale statului vor depune și depun și în continuare vor depune toate eforturile ca să fie transmis un mesaj foarte clar. Nu va mai exista de aici înainte niciun fel de înțelegeri, niciun fel de mimări de respectarea legii, nu vor mai exista mimări de restaurare, nu vor mai exista demolări nepedepsite ale monumentelor istorice. De fapt, sperăm că nu vor mai exista demolări de principiu, pentru că Agenția de Inspectare a Monumentelor va interveni de fiecare dată prompt și va sancționa împreună cu alte structuri ale statului aceste tentative de demolări în scopul de mimare așa ziselor restaurări. În ceea ce ține de clădirea construită pe terenul monumentului, mă refer la blocul de apartamente care stă în, practic în curtea monumentului, fără a intra în prea multe detalii tehnice, voi menționa doar că după ce în luna mai 2018 Primăria Chișinău a emis o autorizație de construcție în baza proiectului avizat de Ministerul Culturii, în luna noiembrie acelui an, Primăria Chișinău, în mod inexplicabil, a emis o altă autorizație. De facto, în mod ilegal, a permis majorarea construcției cu 4 etaje, în lipsa unui certificat de urbanism pentru proiectare și în lipsa avizului Ministerului Culturii. Prin aceasta, primăria a încălcat legea care spune că autorizația de construcție se emite în temeiul certificatului de urbanism pentru proiectare și avizului emis de Ministerul Culturii. Vreau să menționez, stimați colegi, faptul că când ne referim la acțiunile primăriei ale Ministerului Culturii sau ale Agenției Proprietății de Stat, ne referim la funcționarii care activau în acea perioadă în aceste structuri și fac această mențiune pentru a nu admite o confuzie în relațiile de colaborare, de stabilire a faptelor cu actuala conducere a primăriei, agenției publice, a proprietății publice sau Ministerului Culturii. Din observațiile făcute la fața locului, actualmente, la monumentul actual, construcția a cel puțin 18, constatăm de fapt construcția a cel puțin 18 etaje supraterane. Adică, chiar dacă a fost emisă un certificat fals, ilegal, pentru ridicarea acestei construcții cu 4 etaje suplimentar, de facto s-au ridicat 6 etaje suplimentare.
Și dacă, chiar dacă termenul de valabilitate a autorizației de construcție a expirat, societatea comercială continuă și acum executarea lucrărilor, fapt constatat de agențiile noastre. Ministerul Culturii se află în proces de inițiere a procedurii de încasare a prejudiciului adus terenului monumentului istoric prin adăugarea ilegală a 6 niveluri la această construcție. Totodată și Inspectoratul pentru Supraveghere Tehnică a inițiat controlul acestui obiectiv, constatând încălcările admise. La fel, împreună cu Agenția Proprietății Publice, vom iniția procesul cu privire la încetarea dreptului de superficie contractuală asupra terenului din cauza încălcării grave a legislației și a clauzelor contractului. Prin aceste acțiuni vrem să transmitem un mesaj clar societății că nu se va mai admite în viitor distrugerea bunurilor de patrimoniu cultural, iar sancțiunile pentru aceste fapte vor fi aspre. Am anunțat din clipa preluării mandatului de ministru al culturii că protejarea monumentelor istorice este o prioritate. Am întreprins mai multe acțiuni în acest scop și vom continua acest proces. Vă mulțumesc și îl rog pe domnul Cojuhar să vină cu detalii juridice. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, celor care ne urmăresc. Agenția Proprietății Publice susține în totalitate cele inițiate de Ministerul Culturii și aici vreau să menționez că Agenția Proprietății Publice are două tangențe cu acest caz. Pe de o parte, imediat cum am primit informația de la Ministerul Culturii, am dispus de a fi verificate toate procesele care au stat și procedurile care au stat la baza emiterii celor documentații de construcții și aici vorbesc despre atât de procesul de privatizare, cât și procesul de încheiere a contractelor de superficie, mă refer la legalitatea relațiilor cu în ceea ce ține terenul. Și a doua parte este anume pe partea că Agenția Proprietății Publice astăzi este unicul administrator al terenurilor care sunt în proprietatea Republicii Moldova, cu excepția celor aferente drumurilor, pădurilor și fondului apei. Și noi optăm ca toate terenurile să fie valorificate corect, aduse în norma legalitatea, în norma legii și conform prevederilor legale relațiile între agenții economici care își desfășoară activitatea sau care au proprietăți pe aceste terenuri. În acest sens, în următoarele săptămâni va fi promovat și hotărârea de guvern, regulamentul privind acordarea dreptului de superficie, care va spune foarte clar care sunt regulile de încheiere a contractelor de superficie și acordării superficiei, înregistrării acestuia. Iar acest caz încă o dată demonstrează că anterior au fost comise mai multe abuzuri în ceea ce ține terenurile proprietatea statului. Ori pe viitor acest lucru nu se va mai întâmpla. Trebuie să avem niște reguli foarte clare cum sunt încheiate acele relații cu între agentul economic și statul în utilizarea terenului, iar toate abaterile vor fi sancționate dur. Același mesaj pe care l-am transmis și domnul ministru, îl transmit și eu, că absolut toate relațiile agenților economici cu cei care dețin deja proprietăți sau au relații cu statul în ceea ce ține terenurile proprietatea statului și orice alte contracte pe viitor care vor fi semnate strict conform legii și strict în interesul Republicii Moldova și bugetului Republicii Moldova. Mulțumesc, dacă sunt întrebări, suntem gata să răspundem cu domnul ministru. Prejudiciul cauzat în urma demolării
Mulțumesc. Deci acest prejudiciu a fost calculat de specialiști în baza metodologiei de calcul existente astăzi în legislația Republicii Moldova. A fost contractat evaluatori, profesioniști, acreditați pentru a face aceste calcule. Au fost contactate toate structurile, toate agențiile statului abilitate în acest sens și a fost prezentat suma finală la care a ieșit acest grup de lucru în calculația respectivă. Dar, repet, este o metodologie foarte permisivă, deocamdată, din punctul nostru subiectiv de vedere. Noi vom veni cu, pe viitor, cu modificări, cu înăspriri a acestei răspunderi financiare pentru prejudiciul adus monumentului istoric. Și avansând, vreau să zic că acești bani vor fi alocați în fondul care va fi creat, în fondul de restaurare a monumentelor istorice. Monumentele istorice trebuie restaurate, protejate și valorificate, iar fără de legile, cei care comit crime față de monumentele istorice trebuie să plătească și acești bani să meargă spre protejarea monumentelor istorice și spre susținerea agenților economici sau autorităților publice locale în vederea restaurării acestor monumente. Care este răspunderea penală pentru aceste acțiuni? Deci, foarte bună întrebare. Vreau să menționez faptul că noi astăzi declarăm o inițiere a unui proces civil de recuperare a prejudiciului cauzat. Răspunderea penală este un alt dosar care este deja în derulare la Procuratura Generală, la alte instituții abilitate cu urmărirea și constatarea deci, crimelor și respectiv vom vedea finalitatea acestor procese penale pe care noi astăzi deja am documentat și am transmis organelor de urmărire toată documentația. Rămâne atât procuratura să-și facă treaba, dar mai ales sistemul judiciar, de la care, la fel, așteptăm un semnal clar de seriozitate în abordarea respectării legii, în interesul poporului Republicii Moldova și evitarea unor mici tertipuri de virgule nepuse la locul lor, de constatarea unor mici încălcări procedurale care torpilează, de fapt, procesul în sine. Vom insista pe responsabilitatea sistemului judecătoresc în limita competențelor pe care le avem, dar vom insista și vom transmite societății semnale clare că nu vom tolera mișmașuri legate de nici de monumentele istorice, nici de alte probleme economice în statul Republica Moldova. Și vă întrebare la acest subiect, dacă Ministerul Culturii are date câte monumente au fost până acum distruse, practic total, cu același exemplu? Deci noi documentăm acest lucru, este un proces amplu, el nu ține doar de prejudiciu adus și demonstrat monumentelor istorice, ține de evidența monumentelor istorice în general. Iată, în 33 de ani, în Republica Moldova, nu s-a făcut, din păcate, niciodată o documentare exactă a patrimoniului, o pașaportizare a fiecărui monument în parte. Registrul monumentelor ocrotite de stat, care este ținut de Parlament, este un document în care, din păcate, Ministerul Culturii în anterioarele guvernări a intervenit sporadic, segmentar și insuficient de profund. Acum, Ministerul Culturii, prin reorganizarea Agenției de Inspectare a Monumentelor, prin reorganizarea Institutului Patrimoniului Național, demarează procesul de documentare, pașaportizare a fiecărui monument în parte, constatarea stării lui, stabilirea circumstanțelor, în ce circumstanță a ajuns în starea respectivă și recomandărilor atât de restaurare,
cât și de utilizare mai apoi a acestui monument. Pentru că un monument istoric care nu este utilizat, deci nu este valorificat, nu este pus în valoare, degradează. Și lucrul ăsta este inadmisibil. În toată lumea, patrimoniul construit este o plusvaloare. Aduce plusvaloare economiei țării, creează locuri de muncă și respectiv este o bogăție prin care societatea își ridică nivelul de trai. Și la noi, din păcate, pe durata 33 de ani, monumentele istorice sunt doar o problemă pentru stat și pentru societate. Nimeni nu a venit cu o valorificare decât foarte mici exemple concrete reușite. Vom merge pe exemplificare, pe cazurile de succes, vom arăta cum acest mecanism poate și trebuie să funcționeze. Mă refer și la contribuția statului în protejarea, elaborarea proiectelor pentru APL-uri sau pentru alți posesori de monumente istorice, elaborarea proiectelor de restaurare, ceea ce iarăși costă bani, până la organizarea funcționării și beneficiul comunităților în localitatea cărora se află un monument sau altul. Este un proces amplu, de durată, el începe acum și nu se va termina, sper, niciodată. Este un proces continuu pentru asta, exact. Noi reorganizăm Agenția de Inspectare a Monumentelor, care trebuie să fie Agenție de Inspectare și să nu mimăm aici restaurarea. Cuvântul restaurare n-are ce căuta în sensul acestei agenții. Și activitatea Institutului Patrimoniului Național. Iată, aceste două entități subordonate Ministerului Culturii vor avea sarcina să documenteze, să elaboreze pașaportul fiecărui monument, și aici mă refer și la bisericele actuale, care sunt monumente istorice și care trebuie documentate, ceea ce cere de la noi insistent pe durata a zeci de ani deja Curtea de Conturi, o evidență clară în patrimoniul național construit, și transmiterea spre utilizare entităților interesate de a prelua și a asigura prin activitatea proprie păstrarea, restaurarea în caz de necesitate și valorificarea monumentului istoric. Vom acorda atât asistența metodologică necesară, cât și asistența financiară prin instrumentele guvernului. Guvernul construiește. La moment există fonduri pentru restaurare în satul european, în programul FNDRL, și aceste instrumente nu sunt folosite încă la maximă putere, și îndemnăm autoritățile publice locale, proprietarii de monumente istorice, să se adreseze la Ministerul Culturii, nu pentru a căuta sau a scăpa de problemă transmițând responsabilitatea restaurării către Ministerul Culturii. Ministerul Culturii nu restaurează, noi avem funcționari publici, nu avem restauratori, ci să se adreseze pentru obținerea recomandărilor clare cum să acționeze și cum să elaboreze un proiect și cum să obțină această finanțare pentru restaurarea monumentului. Și cel mai important, recomandări cum poate fi utilizat monumentul istoric în beneficiul comunității respective. Mulțumesc! Dacă mai sunt întrebări la alte teme, poate să la domnul Cojuhar, vă rog. La altă temă. Pe rețele de socializare au apărut imagini cu o anumită cerere din partea autorităților, mai exact conducerea de la Calea Ferată a Moldovei, prin care colaboratorii de la Calea Ferată trebuie să semneze pentru a primi o indemnizație de 1000 de lei pentru faptul că li se reține salariul. Vrem să știm dacă este adevărat acest lucru. Am văzut și eu dimineața această cerere, n-am reușit să discut cu domnul director, i-am scris un mesaj ca să-mi vină cu imediat cu un răspuns, îmi dă explicații, pe parcursul zilei o să verificăm. Acum nu pot să comentez această situație. Știm că astăzi au început licitațiile pentru de la Calea Ferată, începe vinde din bunurile care nu le utilizează, dar cunoașteți cum s-a finalizat prima etapă de lucru?
Deci acest proces nu a început astăzi și nu a început nici o lună în urmă când a pornit penultima licitație. Unele dintre aceste bunuri au fost scoase deja de 10-11 ore la licitație. Este o perioadă mai lungă, cum și-am menționat. Am rugat că să fie făcut cât mai eficient aceste proceduri, în primul rând, deoarece aceste bunuri care nu sunt utilizate și nu vor mai fi utilizate niciodată de către calea ferată, consumă și ele resurse pentru a fi păzite, pentru a fi întreținute, păstrate. Am rugat să fie făcut o evaluare corectă acestor bunuri și să fie scoasă la licitație cu prețul real de piață. La ultima licitație, din câte cunosc, o bună parte din vagoane, mi se pare că foarte vechi, au fost vândute. Au mai fost vândute și o locomotivă. Din câte cunosc, Calea Ferată a încasat peste 5 milioane de lei din vânzarea acestor active. Dar cel mai important, am solicitat Căi Ferate în termen cât mai scurt să vină cu un plan de valorificare a clădirilor pe care le dețin, să fie organizate licitații de dare în locațiune, ca aceste active care nu sunt utilizate să genereze și ele venituri pentru Calea Ferată. Sim. Cu drag. Mulțumesc. Erau și alte întrebări la inițial, nu? Ca de lemn, nu? Okay.